Scenă desprinsă dintr-un film de acțiune după ce un tânăr de 19 ani din comuna Bobota, aflat în arestul poliției, a evadat de sub escortă ieri. Adolescentul urma să fie urcat în dubă pentru a fi dus la penitenciar, moment în care a rupt-o la fugă. Adolescentul era încarcerat în baza unui mandat de arestare preventivă pentru comiterea mai multor furturi auto, fapte comise din 2018 până în luna ianuarie acestui an. El urma să fie băgat în dubă pentru a fi dus la penitenciar, însă a reușit să fugă într-un moment de neatenție al celor care asigurau paza. Polițiștii din cadrul centrului de reținere și arestare preventivă Sălaj au reușit să-l prindă după 2 minute, însă doar după ce au tras un foc de avertisment. În timpul activității de urmărire s-au respectat cele două faze ale somației, respectiv stai poliția, stai că trag, însă acesta nu a încetat acțiunea, moment în care s-a efectuat un foc de avertisment în plan vertical. Prin folosirea uzului de armă nu au fost rănite persoane. În continuare, cercetările se efectuează sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare. Numele tânărului apare în mai multe dosare de furt calificat și conducere fără permis.